Sunt mai multe subiecte pe care doresc să le abordăm astăzi și v-am pus la mapă materiale mai ample care privesc unele puncte de vedere. Aș vrea să vă spun că de ieri, să încep cronologic, de ieri funcționează stația de transport călători de la Cercul Militar. Am constatat că mașinile, autobuzele nu intră foarte bine, viraj dreapta nu intră foarte bine în stație și astăzi și mâine facem unele mici modificări pentru a încăpea cât mai multe autobuze, în sensul că cetățenii apreciază mult, este foarte clar această stație. Deja s-au relocat mult pe zona centrală și doresc să intrăm în stație cu un număr mai mare de autobuze, adică și cu autobuzele de pe alte linii. Ne-am propus inițial ca în stația aceasta să intre autobuzele de pe traseul 19, linia 19, linia 2, dar va intra și 13B și probabil într-un timp scurt și linia 8 și linia 13B, linia 8 și linia 7. Aveți în material, poftiți? Cea de la grădina publică, aia se vede, desfințează. E corect pentru că era un blocaj în intersecție acolo și, ce să vă spun, lucrurile practice le vezi mai bine când sunt aplicate decât abordându-le în mod teoretic. Dar este clar, se vede că este de impact, cetățenii s-au relocat pe zonă, dacă lucrurile vor merge bine pentru că este cu caracter temporar, vom face și o amenajare în sensul de niște băncuțe și un acoperiș. Mai vreau să vă anunț că probabil cel mai târziu la 1 ianuarie, dar numai din vreme, sau hai să zic ianuarie-februarie, vom institui un nou traseu de transport public de călători care se va numi traseul 1B. Aveți material complet la mape și... Nu, îl am. Da. Aveți material complet la mape. Dar de ce nu găsesc? Am prea multe. În fine, hai. Da, îl am. Și va cuprinde niște zone care n-au fost cuprinse în transport public de călători în Pitești în ultimii 60 de ani. De fapt, vom face legătura între partea de jos a orașului cu partea mediană, cu zona mediană a orașului. Vom aduce călătorii care sunt interesați să vină din zona de jos, de la Calea București. Asta și în sensul că am zis că vom căuta soluții pentru a rezolva problema celor care vin din alte localități și vin în oraș, precum și cei care pleacă din oraș în zonele limitrofe. Și aveți material care explică foarte clar acolo despre ce e vorba. Vom ajunge, hai să zic, să spun să noi, pe plecarea va fi de la Euromol, va fi zona de plecare a autobuzelor. Vor urca pe maternității, pe la centrul de diagnostic, centrul de diagnostic, și vor ajunge în zona Muzeului Județean, Agenția de Mediu, Rectorat Sfântul Gheorghe, Biserica Sfânta Vineri, Bazinul Olimpic și înapoi la zona Mall, în zona de parcare. Nu, nu, nu. Deci va ajunge de la Biserica Sfânta Vineri, care este în spate, către Rectorat și apoi către Mall. Deci e vorba de strada Sfânta Vineri, la Rectorat, la Biserica Sfânta Vineri, bazinul olimpic de not. Ce se întâmplă? De la Rectorat va face obligatoriu dreapta unde s-a montat acel semafor și care e colț cu Sfânta Vineri, dacă doriți foarte exact. Și apoi face stânga ca să poată să meargă pe lângă bazinul de not, să se încadreze viraj dreapta din nou, pe prima bandă de la primul pod, cu care merge imediat la mall la circa 100 de metri distanță. Deci acesta este traseul. Sperăm să
Dacă va fi cazul, îl vom modifica, dar sperăm să fie un traseu optim, pentru că este foarte solicitat, cuprinde și zona Căii București, și Popa Șapcă și alte cartiere care nu au fost prinse niciodată, Câmpineanu și altele. Interesant pentru cine? Da. Eu să știți că v-am dus lipsa când n-ați venit. Că sunt întrebări care numai dumneavoastră le puteți spune și nu mă deranjează sub nicio formă. Vă rog. Da. Grădina publică, deci venind din intersecția Arman Călinescu cu Eroilor, trecem de semafor și între semaforul acela, semaforul de la poșta veche? Sinagogă, da. De lângă sinagogă. Grădina publică din Pitești, lângă sinagogă. Da. Am avut o întâlnire foarte importantă, aveți un comunicat de presă. M-ați întrebat mulți dintre dumneavoastră și am comunicat pe acest subiect, în sensul că am căutat soluții de colaborare și cele două părți, în speță primăria, Consiliul Local și cei de la FCE Argeș 1953, au acceptat o întâlnire luni la orele 14:30 cu foarte multă deschidere privind posibilitatea sau găsirea unor soluții ca într-un final care să sperăm că nu va fi foarte departe și cel mai târziu să se întâmple în campionatul 2017-2018 echipa Piteștiului să fie FCE Argeș. Au venit cu documentele pe care le au, de care dispun, se caută soluții juridice, discuțiile vor continua probabil săptămânal. A participat și domnul Constantin Stroie, care de asemenea a venit cu determinare și cu deschidere în această discuție. Este un punct interesant în agenda noastră, pentru că sunt foarte mulți piteșteni care își doresc echipa FCE Argeș și noi de asemenea și pe orice cale, dar neapărat trebuie să fie legală, trebuie să facem toate eforturile și toate demersurile. Am anunțat și vom veni cu în mod concret cu cu proceduri care presupun reabilitarea în totalitate a centrului de copii și juniori. Avem și o mare neîmplinire sau nu-i singura. Că nici până la momentul ăsta nu am primit de la proiectanți detalii pentru promovarea proiectului reabilitare Stadion Nicolae Dobrin. Am primit numai planșele, fără detalii și nu putem începe procedurile. Se întârzie foarte mult, suntem în întârziere 3 luni, pentru că procedurile durează și ele, ar fi trebuit deja să demolăm până la această oră Tribuna 2. Stadionul va arăta extraordinar, va fi cochet, va fi un stadion pe un număr de locuri apropiat de cel existent, în jur de 15.000, dar suntem întârziați. Mai este o neîmplinire și iarăși, poate că nu-i singura, care privește realizarea parcului industrial. Și n-am fi crezut, pur și simplu, sau nu ne-am fi închipuit că ne lovim de o problemă care, după părerea noastră, este stupidă, fiind proprietari pe o suprafață importantă de teren cu documente legale, nu putem să ne desfășurăm proiectul fiind împiedicați de administrația locală a Comunei Bradu. Suntem în instanță și nu există altă soluție decât să ne redobândim, că nu pierdem proprietatea, dar să ne redobândim dreptul lezat la momentul ăsta, pentru că cer o suprafață de teren pe care noi și așa nu o putem să le dăm, decât și dacă am dorit să dăm acea teren pe care ni-l solicită de 40.000 de metri, ar trebui să lucrurile astea să se întâmple prin hotărâre de guvern, pentru că și noi am primit terenul tot prin hotărâre de guvern.
S-a făcut, a avut și un termen, s-a făcut la 1 a 2009. Deci s-a făcut grănițuirea cu toate unitățile administrativ-teritoriale limitrofe pentru că a fost un termen impus de lege. Vreau să și-am venit și aveți și dumneavoastră material. Am avut o problemă în ceea ce privește izvoarele de mare adâncime de la Pitești, fiind vorba de valorile depășite la unul dintre parametrii, și anume la parametrul amoniu, care, deși, conform literaturii de specialitate, nu pune în pericol viețile omenești, el trebuie să încadreze între anumite cifre, între anumite, deci parametrul are anumite prevederi, motiv pentru care am luat măsuri urgente și am început implementarea unor proiecte care presupun montarea de filtre cu zeolit, ce reduce valorile din acestui parametru în limitele normale. Acum, ca o paranteză, valorile la amoniu în sticlele îmbuteliate de apă potabile sunt cu mult depășite, dar sunt admise că sunt pe alte legi, iar amoniu din izvoarele de mare adâncime, problemă generată de precipitații și care sunt absolut în toată țara care au aceste izvoare de mare adâncime, sunt riguros controlate de lege. Prin aceste proceduri, deci am redus deja valorile, suntem în normalitate cu izvoarele prevăzute în materialul de la mapele dumneavoastră și continuăm procedurile pentru restul izvoarelor. Eu spun și acum, spun și medicii, apa este potabilă, dar pentru a fi și pentru a ne încadra și în termenii de legalitate, vom continua și vom finaliza lucrarea respectivă, proiectul respectiv pentru fiecare izvor, pentru toate izvoarele. Am aici și buletine de analiză. Păi aveți materialele, explicit. Deci le-am nominalizate, mă așteptam la întrebarea dumneavoastră, dar n-am făcut materialul, nu numai pentru dumneavoastră, și l-aveți la mapă. Fiecare izvor care este afectat, de ce a fost afectat, unde am pus și unde trebuie să mai punem. Mai mult decât atât, pentru cei care sunt interesați, am și buletinele de analiză din săptămâna trecută de la Direcția de Sănătate Publică. Sunt aici. Dacă doriți, am buletinele de analiză, toate sunt conforme, nu este nicio problemă și vi le punem la dispoziție dacă sunteți interesați. Deci acestea sunt buletinele de analiză, iar acest material am insistat să-l aveți la mapă ca să aveți date concrete pentru toate problemele care privesc și acest aspect. La acestea până acum. Și mai mult decât atât, pentru că anticipam întrebarea dumneavoastră, am pus aici și costuri pe izvor și costuri totale, tot. Nu, e bine ca să știm tot și eu vin să spun aici, cred că tot ce vă interesează și să spun în date și în cifre exact unde ne aflăm. De aceea o să observați că am muncit mult ca să punem materialele astfel de câte trebuie să fie la mapele dumneavoastră. Nu avem niciun izvor închis. Mi se pare că avem unul singur unde trebuie să facem modificarea conductelor de aducțiune pentru că sunt nisipate. Și ori de câte ori am băgat pompa, stratul este nisipat și blochează pompele de absorție. Aș vrea să vorbim un pic despre... Deci am buletine de analiză, mai spun o dată că sunt aici. Aș vrea să vorbim un pic despre extinderea rețelelor de canalizare, care au generat niște discuții și mă refer la două astfel de rețele care sunt în execuție, în afară de alte rețele de gaze, de transmisiune de date, de apă, de canalizare în alte zone. Acestea sunt pe fonduri europene și au generat niște discuții. Eu am pus la mapele dumneavoastră material cu toate explicațiile. Da. Și e vorba despre o rețea de canalizare, înlocuire conducte
pe prelungirea Craiovei, pe o lungime totală de 672 de metri, cu un termen de finalizare 15 noiembrie. Vreau să vă spun că acest tip de canalizări sau lucrările care se fac, prin implementarea de conducte, măririi de capacități de preluare, adică măriri de diametre, suplimentare, înlocuirea avarii, nu se pot face prin aer, știți bine, vorbesc foarte serios, se fac numai prin pământ. Dar sunt situații în care nici prin pământ, pe zonele de interes, nu mai există loc. Avem câteva străzi unde nu cred că mai încape vreo conductă. Și dau un exemplu, cea care urcă de pe strada capătul liniei 19. Schitului. Sunt 6 una lângă alta. Nu cred că mai sunt 15 centimetri să mai pui ceva. Cineva mă critică total în necunoștință de cauză. Asta e puțin spus, ca să nu spun mai mult de atât. Nu spun că lucrurile sunt perfecte. Nu spun că nu e locul să ne criticăm până săptămâni. Dar așa, într-un mod habarnist, este mult prea mult. Deci am băgat tăietura atât de mult. Am pregătit această lucrare pentru că zona este foarte aglomerată. E exact ce spunea Alin, e corect așa ce ți-a zis el. Deci zona este atât de aglomerată, e vorba de prelungirea Craiovei, și am băgat tăietura care nu se poate face, deci tăietura care se face cu freza în asfalt, se face pe timpul zilei, săpătura și înlocuirea conductelor, precum și încărcarea, astuparea, se face pe timp de noapte. Nu trebuie să mai pui stănoage, fiare, pietroaie ca să arăți că se face pe acolo. Pentru că, duceți-vă, am fost, aceasta e poza. Se circulă în condiții absolut ok. Absolut ok. Gândiți-vă că sunt atâtea solicitări în Pitești. Și nu numai în Pitești. Consider o foarte mare realizare. Unu, această mică lucrare în comparație cu multele care sunt. Vin oamenii și spun, dom'le, pe strada mea sunt noi cartiere de locuințe, pe strada mea nu am utilități, nu am apă, nu am canal. Facem toate demersurile ca să cetățenii să aibă acest confort, deci aceste utilități. Ce înseamnă asta? Te duci în fața porții sapi, îi umpli drumul de noroi, vii și faci probe, aduci conducte, vii cu utilaje, cu lame, cu oameni, îl pui într-un disconfort total. Treaba asta aici durează 20 de zile. Treaba la omul respectiv durează o lună, 10 zile, depinde de lucrare. După ce ai închis și apoi tot, omul zice, dom'le, dar e noroi, eu pe unde, ce fac? Păi stai, dom'le, cum să-ți fac? După ce am rezolvat problema, după un timp, după un an, după doi, s-a asfaltat, s-a închis, toată lumea ok, pentru că omul are canalizare, are apă, are gaze, are ce-și dorește. Nu se poate, nu există procedură nicăieri altfel. Am văzut în străinătate, poate ați văzut și dumneavoastră și mă cert ați văzut. În mare parte închid străzile cap-coadă și acolo e un șantier de nu se poate. Se duc, car, împing, aduc, ocupă strada. Noi nu avem posibilitate în toate situațiile astea. N-am fi putut, că era extraordinar să blocăm strada Craiovei, să nu știu pe unde să o luăm, pe Prundul. Ar fi însemnat foarte mult să debiez. Și facem lucrurile astea în trafic și cu nervi și cu, mă rog, posibilitățile sunt reduse pentru că este acel deranj, pur și simplu, în situațiile în care trebuie să intervii cu aceste intervenții. Dar uitați-vă dacă eu zic și garantez pentru asta și mi-asum. Mai mult dată nu se poate. Este o stradă pentru, și pentru toate lucrările de acolo noi plătim numai 2% ca și lucrări, dar este rețea nouă, absolut nouă, care face legătura și, să mai bine zis, face legătura cu zona de preluare pe rețeaua nouă care se introduce și în comuna Albota. Ce era de făcut aici? Nimic. Și de aici să te duci la gândul că trebuie să pun groapa asta pe stema Piteștului. Nu iau ca bășcălie. Tratez lucrurile serios. Nu se, e mult prea mult spus, dar privește pe fiecare. Și ce să caute la leau acolo că e numai 2 săptămâni, cât vrea Dumnezeu. Nu spune nici Adi Ilinca cât să fie, nu spune nici Andrei Irmia măcar cât să fie, cât să ține lalelele, cât să fie înflorite, ci numai Dumnezeu știe. Am avut ani în care a fost perioade în care clima a fost mai, cum să spunem, mai blândă
și am putut să avem o perioadă mai lungă la alele pentru că ne-am dorit să fie toată vara. Nu, acum mă uit în gura. Nu, vreau să dau o explicație și o dau la modul serios. Mă opresc, că e ca dumneavoastră. Așa este. Nu, dar spui trebuie, mă opresc, e în regulă. Mulțumesc, nu, dar am vrut la modul... Nu. Nu, e păcat. Eu... Îmi cer scuze, e ca dumneavoastră. M-am oprit, e ca dumneavoastră. Voi veni cu discuții ample și complete în Consiliul Local. Un om care distruge un partid, un om care abordează problemele absolut haotic, nu știu, îi privește atitudinea. Eu zic că e loc de discutat, e loc cu toată lumea. Am promis și promit în continuare că Piteștiul, și veți constata în următorii ani că va fi un alt Pitești. Spun sigur, dar nu mă culc pe urechea asta, că din foarte multe guri am auzit că Piteștiul arată mai bine, că Piteștiul arată bine. Eu sunt de acord în general cu treaba aceasta. Avem însă multe lucruri de făcut. Comparând cu alte orașe, și pentru mine un exemplu, din afară este Amber, care este un oraș mizerabil. Ne-a recunoscut un om de afaceri aici, pentru că i-am spus, colegul era cu mine și alții, tete, i-am spus, ce am văzut acolo, vă spun, nu puteți să credeți, ați fost dumneavoastră, Bruxelles, l-ați văzut. Nu pot să spun același lucru, sau Amsterdamul Centru, unde ne invită colaboratorii noștri care ne sponsorizează Simbonia Lalelor. Acolo e o mizerie. Dar dacă te duci în zonele Groningen sau parfum, cum să spun eu, ca... Știți ce se întâmplă? Nu vreau să intru mai mult în amănunte, că vorbesc cu oameni avizați. Credeți-mă, doamna Oana, că vă respect, ați fost în centrul Amsterdam și v-a plăcut? Deci sunt echipe și echipe, numai de injectați, numai de nu știu ce. Cum? Păi, dar n-am fost singur, Dan Teodorescu. Am fost cu mine anul trecut, am făcut poze, ceva incredibil. Am zis noi. Da. Bun, vreau să vă spun însă că suntem preocupați ca orașul nostru să arate foarte bine. Veți constata în următorii ani schimbarea mult în bine, pentru că am intrat cât am putut, sperăm mai mult decât atât, în toate unghierele orașului. Deși există o parte a cetățenilor, nu mi-e rușine să spun și îmi pare rău că o fac, nu sunt mulți la număr, total indolenți, care aruncă gunoaiele prin gardurile vii, prin spațiile verzi, pe la bordurile, pe la balcoanele și peste tot. Să există, știți foarte bine. Dar am intrat absolut peste tot, iar acest un investitor a ținut foarte mult să vină la noi, a vizitat Aradu, a vizitat Timișoara, a venit și la noi la Pitești, s-a plimbat două zile pe aici, a insistat ministrul economiei să-l primim, nicio problemă, ne-a făcut plăcere. Ce ne-a spus și a insistat foarte mult, că Piteștiul i-a plăcut, că este curat, și i-a plăcut un lucru foarte mult, că este un oraș sigur. Cred că a contat mult, n-am auzit până acum expresia asta așa la fiecare pas. A zis că e un oraș liniștit și că este sigur, s-a plimbat seara pe străzi. Crede că n-ar fi nicio problemă. Mă gândesc că face o comparație cu ce e la ei în țară. Mă gândesc. Nu știu, Războiești nu este un oraș, o zonă din oraș care să pună pe cineva în pericol. Dar, da. Da. Noi vrem să abordăm o dezvoltare, cum se spune, echilibrată între toate cartierele. Șantierele se desfășoară în toate cartierele, curățenie în toate cartierele, și dar există o problemă căreia nu-i vom face față ușor și care ne va da multe bătăi de cap, e vorba de locurile de parcare. Aici este o problemă uriașă a orașului pe care trebuie să o dezvoltăm în perioada care urmează. Vă rog, ia uite câte... Nu, dar vă întreb ca șofer. Absolut corect. Vă întreb ca șofer pentru... Nu, dar vă întreb ca... Exact. Ca șofer, pentru ce să pun panouri pe mijloc ca să dau cu mașina în ele? Și mai mare. Da, așa credem. Bine, ca să spun și mai mult decât atât, sunt organe abilitate pentru că atunci când începe o lucrare pe domeniul public, obligatoriu, trebuie să iei de la Ministerul de Interne, trebuie să iei avizul.
iau obligația să supraveghezi, plătești pentru acest aviz, să supravegheze lucrările până la finalizarea lor. Dacă observă, eu știu, derapaje din procedurile de lucru, imediat intervin, pune aici panou, nu mai lucra la orele astea, dă-te deoparte. Deci au obligația, sunt oameni, care, adică instituții care sunt abilitate de lege. Lucrurile astea trebuie să le știe toată lumea. Eu vorbesc serios, nu ca să mă iau de cineva, că n-am de gând să o fac și n-am făcut-o. Vreau să vă spun că ne propunem un concurs de fotografii pentru a realiza un album al orașului. Am văzut într-un oraș mult mai mic, la Târgoviște, dar vă spun că am fost acolo la două întâlniri anul acesta. Nu știu, să nu zic eu că la noi e foarte îngrijit. Fiecare poate constata ce au... Eu sunt foarte atent la chestia asta. Știu unde e mai frumos decât la noi și unde chiar știu și orașele. Nu suntem noi cei mai puși la punct, dar suntem între primele, vă garantez. Dar aveau niște albume, bine, au și o istorie mai, cum să spun eu, mai profundă, mai... au niște monumente, ca să spun, Turnul Chindiei, Catedrală, au ceva mai mult, mult mai mult decât noi. Asta este localitatea, însă și-au făcut niște albume de prezentare care sunt de interes pentru cei care vor să viziteze. Ne gândim să punem și noi în valoare ce avem mai bun, mai reprezentativ din acest punct de vedere. Vom realiza un concurs de fotografii cu premii și la care să participe oricine, de să participe oameni, cum să spun eu, oameni care au o pregătire în acest domeniu, să determine, să găsească, să aducă în fața publicului ceva, ceea ce merită a fi expus și pentru cei care, și pentru noi și pentru cei care ne vizitează. În legătură cu Sinfonia Lalelelor, și aici am început să primim, asta se întâmplă de vreo 2 ani, ne-am modificat un pic anul trecut și chiar și acum 2 ani, mai ales acum 2 ani, am modificat ceva din circuitul de defilare, de promenadă de la Sinfonia Lalelelor. Am modificat un pic în sensul că am adus carele alegorice la magazinul Trivale la Mall, nu le-am mai lăsat în capăt. Din cele 4 tribune am lăsat numai 2, unul pe partea stângă, unul pe partea cealaltă. Și toată lumea reproșează că de ce mai mergem la Casa Cărții și pentru discursuri care nu le mai vrea nimeni să le mai audă. Este un adevăr, recunosc. Ne-am trezit acum 2 ani, mai erau 10 oameni în fața noastră, în condițiile în care piața era full, era lua foc de pur și simplu. Da. Și au venit propuneri ca să ajungem cu defilarea, să mergem cu defilarea, cu promenada până la scările de la Mobilux, acolo unde se fac... eu știu, parada militară pe scările acelea, să facem primirea oaspeților aici și acolo, să ajungem acolo pentru un salut, pentru cuvânt către cetățeni. Nu știu dacă se impune, vom vedea dacă primim niște propuneri. Încă o dată spun, ceea ce este reprezentativ și ceea ce vor oamenii, așa vom face. Dacă vor să mergem până la gară, mergem până la gară. Dacă vor să ne oprim acolo, acolo ne oprim, să fie clar. Și mai este o problemă, în Casa Cărții cu mare greutate vin expozanți ca să-și mai facă standuri în Casa Cărții. Și dacă le fac, le fac ca să fie. Pun acolo 2 roabe de nisip, câteva floricele, nu mai e de interes. S-a depășit ca și în alte zone, deci am văzut în primăvara asta, am fost invitați de cei care ne ajută prin voluntariat și prin sponsorizare, HARP cu echipa lui englezii de 11 ani, și am văzut cam același lucru se întâmplă și la, că de acolo... Mă rog, ne-am inspirat foarte mult în Tinarlo, în Olanda. O foarte mare tentă comercială. La momentul în care fiecare își etalează spațiul respectiv, standul respectiv, are interes să expună ce are mai bun, să vândă, iar cei care vin, pe de o parte, admiră, iar foarte mulți cumpără. Fie că cumpără pentru locuința sa, pentru bloc, pentru curți, mai ales acum când sunt foarte multe, sau pentru instituții. Și anul trecut am ajuns la un număr de... Deci am început la... Aveam 60-70 de participări acum 10-12 ani și acum am depășit 400. 400 de participanți. Probabil că ne vom opri acolo, vom vedea. Așteptăm sugestii, propuneri de la toată lumea, de la oricine este interesat, ca să vă alegem soluția cea mai bună și să ducem evenimentul în condițiile cele mai bune.
Deci, cum își doresc oamenii, așa trebuie să și facem. Unde? Unde nu s-a... Unde nu s-a... N-am înțeles. N-am înțeles. Unde nu s-a defilat? Da. Mă rog, de aici s-a plecat foarte bine, s-a defilat bine, carele, timpul a fost foarte bun. Nu, nu, dar la... Nu, nu, la partea de sosire, acolo trebuie să vedem ce facem. De aceea așteptăm propunerile tuturor. Vă spuneam, vă rog, imediat. Vă spuneam că a venit un investitor belgian, am fost încântat să... Au venit foarte mulți și vin, îi primim pe toți. La ora 14.30, de altfel, va veni ambasadorul Sloveniei. În perioada următoare, nu știu în când, vrea să vină, dorește să vină ambasadorul Iranului. Acum două săptămâni au venit reprezentanții la nivel de atașat ai ambasadei engleze, Angliei, la București. Vin, le spun păreri, impresii, îi așteptăm, discutăm, ăsta e rolul nostru, avem obligația și e corect să-i primim, să discutăm cu ei. Acest investitor dorește să dezvolte o afacere, ar dori să dezvolte o afacere la Pitești, ar rămas că ne va contacta, va discuta cu asociații săi și dorește sprijin pentru această investiție, această... pentru a-și dezvolta afacerea la Pitești, hotărât să ales Piteștiul din motivele dumnealui pe care vi le-am spus în parte, dar hotărât ca produsele care, mă rog, produsele realizate aici să poarte sigla Made in România. Dorește, ține chiar mult la lucrul acesta. Echipa sa, așa spunea, își dorește de asemenea lucrul acesta, vom vedea ce se întâmplă în viitor și vă vom ține la curent.